Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la prognoza meteo. Cerul va fi variabil cu unele înnorări în cursul serii și al nopții. Pe arii restrânse, spre sfârșitul intervalului, va ploua slab. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 9 grade, iar cele minime între 0 și 3 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat azi o zi însorită, unde maxim a ajuns în jurul valorii de 8 grade, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 1 grad. Mâine, meteorologi anunță vreme cu temperaturi asemănătoare în toate cele 4 orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 7 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 2 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 7 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 2 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 7 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 2 grade. Weekendul care urmează vine cu vreme caldă pentru sălăjeni. În cursul zilei de sâmbătă, maxima va ajunge la 7 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 2 grade. Duminica vremea se menține pe aceeași linie. Maxima va ajunge la 9 grade în miezul zilei, iar noaptea minima se va opri la 4 grade. Deși s-ar putea să și plouă luni, temperaturile vor urca ușor. Maxima se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 6 grade. Sunt Anca Olehuț și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.selajanul.ro. La revedere!